cât din ceea ce facem sau ceea ce gândim vine din rațional și cât din subconștient. Cum să ne înțelegem pe noi și să ne uităm la noi, dar și la ceilalți din jur. Când și cum să ne dăm seama că anumite acțiuni ale noastre vin din anumite convingeri, inconștiente poate, și care sunt rănile care ne fac să ne schimbăm comportamentul. Dar care sunt limbajele iubirii? Cum percepem noi iubirea și cum putem să le arătăm celor dragi că iubim? Și ce facem cu relația de cuplu? Cum să păstrăm o relație frumoasă și armonioasă și peste 10, 20 și 40 de ani? Și cum să avem o relație de încredere și deschisă cu adolescenții din viața noastră? Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care ne-am propus să le discutăm cu invitata mea de astăzi, Raluca Crișan, psiholog clinician și psihoterapeut, cu formare în terapie ericksoniană și hipnoză clinică. Sunt Tatiana Maximciuc și urmăriți un nou episod din Oamenii în prim plan, marca Portretica. Bună, Raluca! Bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră! Mulțumesc de invitație, mă simt onorată! Cum ești astăzi? Foarte bine! Mă bucur! Poți să ne descrii, te rog, pe scurt, ce este această terapie ericksoniană și clinică, și hipnoză clinică? Ce presupun aceste tehnici? Ca și psiholog, fiecare psiholog, dacă își dorește să meargă mai departe și să devină psihoterapeut, e imperios să urmeze o școală de formare. În România și nu numai în afară, sunt diverse școli care se ghidează după diverse abordări. Terapia ericksoniană și hipnoză clinică are la bază o terapie de tip integrativ ce abordează hipnoza în activitatea cu clientul. Și lumea vine deschisă pentru hipnoză sau uite cum este privit, cum sunt priviți psihologii, terapeuții în România și mai ales cei care merg la psiholog. Mai este un subiect tabu sau deja deschiderea este mai mare? Eu mi-aș dori să cred că da și cred că fiecare dintre noi ca și specialiști milităm pentru ca oamenii să vină cu sufletul deschis în terapie. Pentru că trăim niște timpuri provocatoare și e important să ne înțelegem, să funcționăm mai bine, să avem o viață armonioasă și deseori ne confruntăm cu diverse situații în care pur și simplu, oricât ne-am dori, nu mai avem puterea necesară pentru a o face singur. Da, sau cunoștință sau abilități că na, e... Exact. Și atunci eu sper ca oamenii să apeleze cu încredere. Dacă ne gândim la cum arată astăzi în România în anului 2024 psihoterapia sau cum sunt priviți psihologii, cred că s-au făcut pași în ultima perioadă. În sensul că lumea nu mai pune un stigmat acelei persoane care apelează la serviciile unui psiholog sau psihoterapeut și cred că a devenit din ce în ce mai deschisă. Care sunt cele mai aprinse subiecte? Cred că sunt diverse. Așa cum vorbim despre unicitatea fiecărui individ, așa și trăirile și emoțiile fiecărei persoane sunt diferite. Prin urmare și situațiile de viață cu care se confruntă. Cred că fiecare coleg are în cabinet diverse serii cu diverse probleme ca și adresabilitatea pacienților cu care interacționează. În timpurile actuale, cele mai dese frământări sunt legate cele de a se înțelege pe sine, de a funcționa mai bine în colectiv sau alături de partener. Vorbim partea relațională și de comunicare, care își pune amprenta. Prin urmare, de aceea vorbim deseori despre frecvența stărilor de anxietate sau despre depresie. Cine nu a auzit de depresie sau cine nu a experimentat un episod depresiv la un moment dat în viața sa? Da. Și e posibil ca unii să trăiască, dar să nu conștientizeze că de fapt sunt într-o stare de depresie și tot ceea ce li se întâmplă experimentează. De fapt, asta ar fi unul dintre motive. Dar ești terapeut de cuplu, terapeut individual și lucrezi cu adolescenții.
poți să ne spui pe scurt sau în câteva linii mari care sunt caracteristicile și trăsăturile cumva a fiecărei etape, pentru că noi pe tot parcursul vieții, de când suntem bebeluși chiar, sau chiar și din etapa intrauterină, avem anumite, ne dezvoltăm și facem anumite creșteri și schimbări care ne modificăm noi. Poți să ne descrii așa în mare ce se schimbă în noi și ce se schimbă în relația noastră cu ceilalți? O întrebare complexă, aș spune, da. Și e foarte frumos cum ai adresat-o, gândind-te exact de când există viață, din momentul în care acel grăuncior s-a instalat în cuptorașul mamei și ulterior până ajunge să aibă propria viață pe pământ. Într-adevăr, sunt niște etape prin care fiecare dintre noi creștem. Și creștem atât fizic cât și emoțional, cât și intelectual. Deci sunt mai multe planuri pe care avem această creștere. Și bineînțeles că nu cred că putem defini neapărat câteva caracteristici, ci mai degrabă niște etape, dacă este să ne gândim, prin care omul trece din perioada imediat ce ajunge pe pământ, ulterior, ca și copil, adolescent, tânăr, adult și așa mai departe. Și e firesc ca aceste etape să aibă niște modificări, pentru că așa este viața construită pe acest pământ. Și, sau măcar care sunt nevoile primordiale sau cele mai importante la fiecare etapă, pentru că într-un fel vede viața și simte ceea ce îi se întâmplă un copil, cu totul altfel vede un adolescent, un adult și la maturitate la fel. Vedem și avem nevoi diferite. Așa este, dar cred că ceea ce ne ghidează pe noi toți, indiferent de etapa în care suntem, este nevoia de afecțiune, nevoia de iubire, care atunci când există și ea este necondiționată, avem niște puteri interioare care ne ghidează prin viață, de-a lungul timpului, indiferent cu ce ne-am confruntat. Da. Cum arătăm această iubire necondiționată copiilor, de exemplu? Pentru că toți știm că, teoretic, că asta este, o iubire necondiționată este secretul și este puterea și energia care o poți transmite unui copil. Îi dai încredere prin asta, îi dai multe. Cum putem să le arătăm și noi să o putem simți fără să fim blocați de anumite evenimente, poate? N-am ști ce înseamnă fericirea dacă n-am cunoaște necazul, nu? Și asta e drept. Da. Și la fel n-am ști ce este iubirea până nu am cunoaște-o. Și cred că fiecare dintre noi are această ocazie să o cunoască de-a lungul timpului în diverse forme. Și mă întrebai cum putem să arătăm asta copiilor noștri. Cred că nu există o rețetă a succesului, ci mai degrabă fiecare părinte, fiecare adult simte și transmite până la urmă acea emoție, că ce reprezintă până la urmă iubirea, ca celălalt să se simtă, să fie auzit, să fie văzut de cel din fața sa. Și dacă ne uităm la copiii noștri, unul din motivele pentru care le-am făcut, nu a fost cumva fructul dragostei, fructul iubirii care a ieșit prin această sămânță. Nu? Poate vorbesc un pic metaforic și emoțional, ducându-mă în această latură, însă cred că iubirea necondiționată se transmite oricând, prin diverse gesturi. Și fiecare dintre noi avem un limbaj al iubirii, este un limbaj al comunicării. E posibil ca un copil să aibă nevoie doar de o îmbrățișare, e posibil ca un alt copil să fie auzit, să fie văzut, să necesite mai multă atenție prin, nu știu, diverse cadouri. Nu mă refer la un cadou valoric, ci mai degrabă un cadou, element surpriză, sau să simtă că este ascultat, că este văzut, să fie implicat, acele relații armonioase pe care să le simtă. Și mă gândesc acum la un exemplu, să luăm ceva concret pentru cei care ne urmăresc. Acolo, în familiile unde acești copii simt iubirea, adică
indiferent ce activitate ar avea părinții, uh-huh, atât în casă cât și în afara ei, dacă și-au timp să practice jocuri, să comunice, să și acel timp care este de fapt dedicat exclusiv. Pentru că aici este poate greutatea noastră și a mea, recunosc, uh-huh, că sunt momente când, da, știu, mă duc acum seara, stăm cu copiii, dar de multe ori mă trezesc că stau cu ei, dar gândul meu este cu totul în altă parte, uh-huh, și de multe ori trebuie să-mi fac din asta, e un efort conștient să mă pot deconecta de tot și de toate ca să fiu acolo în momentul cu ei. Exact, cred că ai, uh-huh, punctat foarte bine spunând conștient, pentru că, uh-huh, nu trebuie să abandonezi toate sarcinile casnice, uh-huh, ca să-ți petrești timp cu copiii, ci mai degrabă poți să iei să implici în activitatea casnică pe care, uh-huh, ai ajuns de la muncă și trebuie să pregătești cina. Uh-huh. Ai un copil mai mic, unul mai mare. Fiecăruia dintre, da, ei îi poți trasa o sarcină și îi poți implica în activitate. Însă în momentul în care v-ați alocat timp pregătirii cinei, ca cel care este acolo în acea conversație să fie conștient și prezent, adică te ascult, te văd, sunt, da, aici lângă tine, și cred că e un aspect important atât pentru noi cât și pentru ei, da. Pentru adult este o pauză de la activitatea anterioară, avem nevoie de aceste pauze, nu suntem roboți, cred că ceea ce ne diferențiază de roboți este tocmai această posibilitate de a face, de a ne opri din diverse activități, uh-huh, și a intra în diverse stări, uh-huh, și e importantă conectarea cu celălalt. Corect. Și eu, de exemplu, dacă nu-mi satisfac și nevoia de lucru, dar și nevoia de conectare, la mine trebuie neapărat să fie un echilibru. Nu pot să funcționez doar, să fiu exclusiv doar în familie și nu pot să fiu exclusiv doar job. Trebuie neapărat să fie un, da, să le combin astea două. E firesc, pentru că avem rezerve, da, diferite, rezervoare, da, diferite, da, da, afective, de, uh-huh, unde ne luăm energia. Uh-huh. Sunt foarte multe persoane care aleg să petreacă timp foarte mult în familie pentru, uh-huh, că ele de acolo se hrănesc. Uh-huh. De acolo își iau energie pentru restul activităților. Sunt persoane, cum ai zis că ești tu, de exemplu, care ai nevoie să fii în afara casei, în afara familiei, ai nevoie de partea profesională în care să primești validare, să te faci utilă. Mm-hmm. Nu? Mm-hmm. Noi toți oamenii avem nevoi diferite, mm-hmm, însă exact avem un numitor comun și anume avem nevoie de să ne hrănim aceste surse de energie. Da. Și totuși aș vrea să mai rămânem un pic la limbajele iubirii. Vreau să te întreb dacă un copil are un limbaj al iubirii când este copil, își păstrează același limbaj al iubirii și când devine adult sau se schimbă? Eu zic că se pot schimba, uh-huh, în sensul că, da, ai crescut în familie, te-ai obișnuit, uh-huh, însă e importantă prezența în relație. Cu cine am acea relație? În ce punct, okay, al relației sunt? Și care este limbajul meu cu persoana respectivă? Că e posibil cu anumite persoane să am un limbaj a iubirii și cu alte persoane, cu familia din care provin, să am nevoie de un limbaj a iubirii, timpul, de exemplu, și din relația de cuplu să am un alt limbaj, o altă nevoie de sunt iubire? Sunt relații diferite. Așa. Sunt relații diferite și poziționări diferite ca și raport în relațiile, okay, respective. Însă ele nu sunt atât de la extremă. Adică dacă eu sunt, mm-hmm, o persoană care funcționez foarte bine prin îmbrățișări, mm-hmm, și am nevoie de aceste îmbrățișări pentru că fie am crescut în familie, fie, uh-huh, mi-am dezvoltat această modalitate de a simți că celălalt este alături sau aproape de mine, e posibil ca și în relația de cuplu să am același limbaj, adică, uh-huh, să am nevoie să simt că partenerul meu îmi oferă aceste îmbrățișări, ca eu, uh-huh, să știu că el este acolo, prezent lângă mine și îmi oferă această iubire de care eu am nevoie. Uh-huh. Deci cumva își păstrează cumva trendul. Își păstrează, și ele se pot modifica și adapta ușor, uh-huh, în relațiile, da, în relațiile cu ceilalți. Uh-huh. Poți, te rog, să ne descrii pe scurt, de exemplu, cei care au limbajul iubirii prin mângâierile fizice sau atingerile fizice. Uh-huh. La ce să avem în vedere atunci când avem
lângă noi o persoană care ne este foarte dragă și are acest limbaj al iubirii care nu este neapărat și al nostru. În contextul ăsta discutăm. Ce înseamnă până la urmă o mângâiere fizică? Să-l ții în brațe, să-l mângâi, să... Exact. Sau atunci când stai de vorbă cu cineva, nu? Așa, să da, altfel. Voi oferi această atingere, o bătaie pe spate, e o formă de validare și de atenție, de conectare. De conectare, cred. Exact, da. Ok. Da. Și pentru cineva poate să fie asta prea mult și să intre într-un... într-o poziție mai defensivă, dacă nu este limbajul său. Exact. Dacă nu sunt obișnuit, da. Nu simt nevoia, atunci poți să te percepi intruziv. Corect. Și să nu-ți permit mai mult decât pot da. De aceea vorbim de acest limbaj non-verbal. Adică când sunt atentă la tine, sunt concentrată și conștientă în conversația pe care o am, îmi dau seama, pentru că suntem construiți din mușchi, ochii, gura, mâinile, forma, poziția corpului în conversație ne pot arăta. Nu e ceva neapărat ce poți să înveți cu liniuță, ci mai degrabă e cum simți, cum percepi. Da. Dacă realmente te interesează foarte mult să ai o bună comunicare cu cineva, bineînțeles că există suficientă literatură în da. Mediu extern din care ne putem lua cât mai multe informații și aplicate pentru a fi cât mai buni comunicatori. Însă când vorbim de relațiile foarte apropiate și te întreb pe tine, că ai zis de copii, tu îți dai seama când copilul tău are zi bun, are zi proastă, are o frământare? Da. Chiar dacă nu-ți spune, cum îți dai seama? După starea lui, după limbajul corpului, după foarte multe, după tonul vocii. Îl simți. Da. Nu? Da. Pentru că îl cunoști, pentru că petreceți foarte mult timp, pentru că te interesează și ești atentă la nevoile pe care le are. Și hai să vedem limbajul iubirii, care se bazează pe cuvinte încurajatoare. Ce cuvinte putem să le spunem celor care apreciază cuvintele și pun preț pe ele? Păi când spunem cuvinte încurajatoare, la ce ne gândim? Eu, de exemplu, am imaginea unui stadion în care sunt două echipe care se joacă și este cineva care susține și spune: hai echipă, sunt acolo cu voi, nu? Ce înseamnă până la urmă? Un cuvânt încurajator poate fi și un ton. Și îți dau un exemplu. Dimineață, când ieși pe ușă, dacă ieși pe sac, te-ai întâlnit cu vecinul și ai fost, i-ai transmis și ai spus bună dimineața. Dar când ai avut un alt ton și spui bună dimineața vecine, să ai o zi grozavă, parcă altă energie i-ai transmis omului cu care te-ai întâlnit. Mă refer aici la un salut, dar acele cuvinte încurajatoare de fapt sunt modalități prin care îi arătăm celuilalt că suntem alături de el, că indiferent ce i s-ar întâmpla, putem fi ca o plasă de siguranță. Și cuvintele vin. Nu sunt neapărat magice, fiecare are cuvintele sale de încurajare. În momentul în care celălalt le aude, e o modalitate în care zici: ok, încă sunt acolo, în inimă, pe podiumul gândurilor ei sau lui. Ok, și dacă, de exemplu, cineva din iubire și vrea să te ajute și să facă lucrurile în locul tău, dar tu ai acest limbaj al iubirii cu cuvinte încurajatoare. Lasă, nu te chinui, lasă că fac eu, nu pune mâna, lasă că fac și drag eu. Aici îi știrbește mai mult iubirea sau este un ajutor? Cred că îi stirbește neîncrederea, încrederea. Încrederea. Adică mai degrabă da. Preluându-ți sarcina, îți arăt cumva sau îți spun că nu ești suficient de competent să o execuți, să o duci la bun capăt. Și atunci preiau eu inițiativa sau preiau eu sarcina în locul tău și stai tu liniștit acolo că eu sunt cel care te salvează. Celălalt care se hrănește din aceste cuvinte încurajatoare, dacă nu le primește și mai degrabă sarcina este preluată, își scade încrederea în sine. Și asta se întâmplă deseori cu copiii și vedem câtă nevoie au mulți dintre ei de aceste încurajări, de validări, să simtă că sunt pe drumul cel bun, că aripile cresc necondiționat spre viața pe care și-o clădește fiecare dintre ei, nu? Da.
Da, bun. Și acum, cu timpul acordat, iarăși este un limbaj important și la fel, cred că foarte mult se simte asta la copii. Acel timp, cum spuneam mai devreme, exclusiv și poate nu au nevoie de foarte mult timp, dar... E nevoie de un pic de timp pentru a-ți arăta că sunt acolo. Așa este. Nu doar la copii, la noi toți. Avem nevoie să știm că celălalt este prezent în conversație, este prezent în ceea ce construim împreună și atunci uneori poate e nevoie doar de 5 minute, dimineață, prânz, seară, un telefon. Sunt aici, te aud. Și mai este limbajul darurilor. Ia să vedem ce ne pot spune, că sunt convinsă că nu este vorba de acele daruri nesfârșite și cu cât mai bogate, cât mai pompoase, cât mai aspectuoase, nu de impresii, ci altfel de daruri. La fel ca și, despre celelalte despre care am vorbit mai devreme, la fel este o formă de a-ți arăta afecțiunea, iubirea și faptul că mi-am luat timp, m-am gândit ce cadou să-ți cumpăr, cum să-ți-l ofer. Asta mi-arată, îți poate arăta că îmi pasă, am făcut niște eforturi și am dus la bun sfârșit canalul de comunicare cu tine. Și limbajul cu serviciile este ceea ce spuneam mai devreme, când dacă cineva te ajută, pentru cineva poți să însemne asta un limbaj foarte mult, bine. Da, da. De exemplu, mie îmi place să citesc foarte mult și aș prefera să citesc mai mult decât să fac o treabă casnică. Și atunci, dacă partenerul meu știe că îmi place acest lucru și îmi poate prelua o parte din sarcinile pe care le am în ziua respectivă, pentru a-mi lăsa timp să mă concentrez, să mă ocup de ceva care îmi place, atunci acest serviciu este o formă de a-mi arăta că mă iubește. Da, uite, nu m-am gândit la aspectul ăsta, că cineva face altă treabă în locul tău ca ție să-ți lase timp să faci ceea ce îți place. Interesant. Și dacă tot vorbeam acum de iubire, de relații, cum putem să menținem o relație frumoasă de familie, de cuplu, relație de cuplu, de fapt la asta ne referim, să fie frumoasă, armonioasă și peste 20, 30, 40 de ani, nu doar atunci când la început acei fiori de și fluturași în stomac, care ei dispară în câtva timp, dar se transformă în altceva. Cum să menținem relația frumoasă și armonioasă peste ani? Păi uite, dacă am avea aici pe masă o floare, am primit o floare care este într-un ghiveci, ce facem cu ea? Ne-am dorit să o avem cât mai multă vreme pe această masă, nu? Și asta ce înseamnă? Că trebuie să o dăm, să ne asigurăm că are o sursă de lumină potrivită, nu? Să ne facem timp să ne documentăm când orice plantă să udăm fiecare zi, se udă odată la un anumit timp, are nevoie de un anumit sol ca să crească, poate e nevoie să schimbăm vasul, nu? Poate e nevoie să suplimentăm cu ceva îngrășământ. Asta ce înseamnă? Că am o preocupare pentru ceva, da? Un lucru, o relație, exact, și cultiv, cresc, investesc acolo. Orice relație, acolo unde nu se udă, nu se crește, nu se lucrează zi de zi, ea va exista o perioadă, dar în momentul în care nu te mai îngrijești de ea, nu mai există. Și cum? Dă-ne câteva sugestii. Ce putem să facem? Câteva din acele udări sau documentări, cum spuneai tu, la o plantă, ce putem să facem noi la o relație? Vorbim de o relație de cuplu. Da. Vorbim de o relație de cuplu. Dacă doi oameni au ales să-și petreacă restul zilelor împreună, asta înseamnă că și-au luat un angajament unul față de celălalt. Acum trăim niște timpuri în care multe dintre cupluri aleg să petreacă mult timp înainte de a lua decizia, pasul cel mare și de a semna oficial angajamentul pe care și-l iau.
Pe de parte e bine pentru că își dau seama dacă sunt compatibil, pentru că noi atunci când începem o relație, jucăm niște roluri până la urmă, vrem să impresionăm, nu suntem neapărat cel mai autentici și una este să te vezi la întâlnire sau când ești în oraș și alta este să trăiești efectiv zi de zi. Eu zic că eu sunt pro aceste perioade de a conviețui un pic împreună ca să-ți dai seama de compatibilitate până la urmă. Într-adevăr, cred că tips and tricks găsim, dacă intrăm pe Google, găsim foarte multe sugestii și documentări cum să ai o relație de succes, o relație de cuplu care să te țină, să te aducă nu până la nunta de diamant sau mai departe platină, cred că e următorul, nu? Nu știu care. Prag. Da. Dar cred că ce îi ține pe doi oameni împreună sunt valorile pe care le împărtășesc, iubirea care îi ține și i-a unit încă de la început și modalitatea prin care ei se ajută, se sprijină, adică cum cresc împreună, cum cresc individual și cum se hrănesc unul pe celălalt pentru această creștere. Pentru că vedem deseori, mai ales în timpurile noastre, foarte multe cupluri care, deși a existat iubire la început și poate energie, timp pentru a se dedica relației, într-un final au ales să se despartă pentru că fiecare a construit pe drumul său, iar celălalt a rămas în urmă. Sau au mers pe căi diferite, direcții diferite. Dar dacă au mers pe direcții diferite, asta înseamnă că fiecare și-a văzut de drumul lui și și-a ajutat creșterea, dar nu i-a mai păsat și de celălalt. Și nu a șeruit, nu? Exact, exact. Și atunci, dacă e să vorbim de niște secrete, cred că e important să fim conectați și prezenți în relația pe care o avem, să-i dăm timp și spațiu, pentru că e firesc ca mediul în care trăim să se schimbe, interacțiunile pe care le avem să se schimbe și să ne influențeze, să avem niște principii de viață, să învățăm să construim cu partenerul nostru pas cu pas și să-l includem în planul nostru. Asta mi se pare foarte important, că într-adevăr sunt mulți care poate se gândesc cum să crească, că practic noi creștem și ne dezvoltăm, și, dar dacă nu împart această creștere cu celălalt, ajunge la un moment dat sau e posibil să fie o coincidență, să meargă fiecare în calea sa și să aibă aceeași direcție, dar de cele mai multe ori probabil dacă fiecare își caută doar de calea sa fără să fie această conexiune, cel mai probabil se duc în căi diferite. Dar ce caută, de exemplu, o femeie într-un cuplu? Într-o relație? Și ce caută un bărbat? Ce nevoie își acoperă? Cred că am citit la un moment dat chiar o carte, Ce-și doresc femeile? Așa. Și mi-amintesc că în facultate am avut tot așa, am citit Creierul femeii și Creierul bărbatului și am discutat deseori despre asemănări și deosebiri, despre cum funcționăm în funcție de sexul pe care îl avem și cum reușim să comunicăm mai bine cu sexul opus. Te-aș întreba pe tine, că ești femeie, ce ți-ai dori sau ce îți dorești de la o relație? Da. Nu știu, la mine cred că este să am acea încredere, nădejde, știi? Să am cineva care să mă sprijine și pe care să sprijin. Pentru că ne sprijinim reciproc, clar. Și... dar simt că avem poate nevoi diferite într-o relație. Deci tu ești o persoană care cauți siguranța. Da, cred ai că da. Ai nevoie să știi că este cineva alături de tine. Da. Și indiferent cum ți-ar fi drumul, te mână siguranța, ai nevoie siguranța, de acest lucru. Nu că romantism, uite, nu cred că sunt o persoană romantică, dar mi-am dat seama că pentru mine este foarte important ca bărbatul să fie gentleman, știi? Adică să fie amabil, să fie respectuos, acele mici gesturi în care îți deschide portiera fără să, doar știind că te apropii de mașină, aceste mici gesturi, asta nu ține de siguranță, dar acel... valorizare, cred, ca femeie, cred, respect. Da, da.
Mi se pare iarăși foarte important pentru mine. Asta înseamnă că tu ai niște valori pe care le-ai luat din familie și le duci mai departe, le-ai căutat la partenerul pe care l-ai și ești atentă la el. Da, da, da. Dar mi-am dat seama recent că pun accent, că sunt importante, nu că pun accent, nu pun accent, dar mi-am dat seama că observând... Fac diferența. Fac diferența. Îmi aduc așa o satisfacție și așa o bucurie și o liniște când văd aceste... reacțiile respective. Da, da. Interioare, fără să-mi dau, nici nu mi-am dat seama inițial. Deci vezi că nevoile tale e posibil să fie diferite de altei femei și fiecare este în căutarea partenerului perfect care să corespundă acestor nevoi. Și nu este neapărat o rețetă a acestor nevoi, ci mai degrabă e în funcție de nevoile cu care ai crescut tu ca și om și te-ai creionat ca adult și îți dorești să le regăsești în celălalt pentru a te întregi. Ok. Și care mai sunt alte nevoi care de obicei se mai găsesc la femei? Cu siguranță este iubirea. Avem nevoie să știm că... Da. Mai este securitatea financiară. Sunt foarte multe femei pentru care este important acest aspect. Oricât te-aș iubi, deseori dragostea trece prin stomac, adică am nevoie să știu că sunt în siguranță. N-aș putea să mă dezvolt, să cresc, să te îndrăgesc mai mult dacă nu aș ști că tu ești în stare să te asiguri de acest aspect al familiei, al cuplului, al relației noastre. Și securitatea financiară este una dintre ele. M-aș mai gândi la importanța și prezența mea ca și persoană în viața ta, adică cât timp îmi vei acorda, cât timp vei fi alături de mine. La fel e important să știu că mă sprijin dacă am nu știu ce idee, chiar dacă nu ești de acord. Știu că vei merge în pânzile albe pentru mine până acolo. Sau și partener pentru în creșterea copiilor, iarăși probabil este importantă și relația. Dacă își doresc copii, exact, îmi doresc copil, tu nu-ți dorești, atunci e posibil să-mi fie greu. Și atunci caut un partener care să mă ajute în această creștere și să știu care este implicarea. Sau dacă nu-i atât de mandatoriu și pot face un compromis în acest sens, adică îmi doresc un copil, știu că tu îți dorești, dar nu te vei implica, dar nu știu, te asiguri că avem suficient de venituri ca să-mi iau eu ajutare și să pot să fac acest lucru. Da. Din nou, deci ele se... Ok. Se întrepătrund de la persoană la persoană. Da, noi femeile avem multe nevoi. Dar bărbații ce nevoi au dintr-o relație? Bărbații sunt și ei oameni. Da. Și deseori vorbim de nevoi similare, poate. Numai că... Mă gândesc că la ei... Nu știu, așa mă gândeam eu că poate nevoia lor de iubire, la fel, pentru că asta este esențial atunci când ai o relație de cuplu și poate să aibă un confident și o încredere, la fel, probabil, să aibă și mama copiilor, să aibă, nu știu. Un partener pentru ceea ce își doresc să facă mai departe. Uite, dau diverse exemple. Bărbații care au ajuns în terapie deseori au venit mânați de faptul că nu pot asigura partea aceasta financiară pentru parteneră sau pentru cuplu și asta îi frământa foarte tare. Deci e un aspect la care ei țin foarte mult, masculii. Corect. Se preia din generații în generații rolul cumva al bărbatului în casă și în familie, în cuplu și acela că trebuie să mă ocup de această securitate. Și când zic securitate, dacă e să ne gândim cum erau triburile de altă dată sau prin unele părți ale lumii, nu? Ce făceau bărbații? Mergeau la vânat, deci asigurau mâncarea, hrana pentru trib, pentru familie, nu? Da. Se asigurau că nu sunt invadați de diverse alte animale, da? Că nu sunt furați, că nu sunt. Și ulterior
da. Da, da. A fost perceput ca bărbatul, a fost perceput ca zidul unei familii. Unei familii, da. Da. Și cum putem noi femeile să răsplătim, să-i alintăm, să-i surprindem pe bărbați? Că poate la o femeie e mai simplu, nu știu, zic eu, îi mai cumperi o floare, îi mai faci complimente, ești tandru, ești, nu știu, habar n-am, sunt poate mai multe lucruri pe care ai putea să-i faci ca să o surprinzi pe o femeie. La bărbați cum putem să-i surprindem? Pentru că, uite, de exemplu, se apropie 14 februarie. Cum putem să-i surprindem plăcut pe bărbații noștri? Cred că nu trebuie să așteptăm 14 februarie pentru a-i surprinde. Cred că în fiecare zi poate fi o zi bună pentru a sărbători iubirea. Și în special când este o zi fără nicio ocazie. Exact. Asta ne se par cele mai faine surprize. Exact. Și cred că avem la îndemână fiecare minut al zilei pentru a-i arăta ceea ce simțim pentru ei, pentru el. Vorbesc de partenerul fiecarei femei din această lume. Și cred că e important ca tu să știi ca femeie de ceea ce are el nevoie. Sunt persoane care au nevoie de experiențe și atunci, nu știu, merg și fac o plimbare cu balonul sau mă duc în celălalt capăt al lumii sau încerc o mâncare extrem de picantă despre care știu că ție îți place. Sau, deși mie nu-mi place și tu, partenere, vei ști acest lucru, cu atât mai mult vei îndrăgi, pentru că nu va fi despre mâncare, nu va fi despre călătorie, ci despre gestul pe care îl faci pentru mine pentru a mă arăta că mă iubești. Și cred că acesta este mesajul pe care oricine dintre noi, fie că ești femeie, fie că ești bărbat, să-i poți transmite celuilalt cât de mult îi ești alături în tot ceea ce faci. Și indiferent ce faci sau când faci acest lucru. Dar hai să ne uităm un pic și la partea mai întunecată sau nu știu dacă e neapărat mai întunecată, dar e tot o parte a noastră, a tuturor, și anume la rănile pe care le avem noi toți și care ne afectează atât relația de cuplu, dar și orice relație, chiar și cu noi înșine și relația cu alții. Poți să ne spui un pic care sunt acele răni sau dacă poți să ne descrii pe rând fiecare rană și o mică descriere. De exemplu, la rana de respingere și purtăm acea mască, masca fugarului, am impresia, nu? Uh-huh. Ce ai putea să ne spui despre această rană? Când apare? Cum apare? Cum putem să lucrăm cu ea? Dacă putem să lucrăm cu rănile noastre? Bineînțeles că putem lucra cu ele. Așa. Cred că o parte din menirea mea ca și psihoterapeut este să mă îngrijesc de aceste persoane care mi se adresează și au diverse răni și e firesc să fie, însă fiecare rană pe care o purtăm în adâncul sufletului nostru își spune povestea și cu siguranță în momentul în care conștientizăm că le avem și lucrăm cu ele, ele vor deveni parte din trecutul nostru și din povestea vieții noastre. Fie că vorbim de umilire, de abandon, de neglijență, de respingere, indiferent de oricare dintre ele vorbim, cred că mai degrabă e important să le acceptăm, că ele există, că fac parte din noi și să învățăm să le gestionăm. Și fără să ne uităm la el, la ele cu dispreț. Exact. Asta mi se pare iarăși foarte important, să nu dăm vină. Mm-hmm. Să nu aruncăm vină. Da, e mult mai ușor. E mult mai ușor. Atunci când ești furios, când porți suficiente răni în tine, mm-hmm. e mai ușor să învinovățești pe ceilalți. Să pui povara suferinței tale către altcineva. Au fost de vină părinții, da, că te-au abandonat. Au fost de vină doamna la școală că nu ți-a dat o notă bună și de aceea n-ai ajuns tu un savant. Da, este ușor. Poate într-adevăr avem amprente. Ai trăit într-o familie în care părinții te-au neglijat, nu ți-au arătat iubirea. Atât au știut ei, atât exact. Au putut. Exact. Dacă vei trăi sub acea umbrelă că ai fost neglijat și abandonat,
atunci ai toate șansele la rândul tău să îți... Să faci tu la fel. Să... Poate chiar mai rău. Uh-huh. Poate chiar mai rău, pentru că ai acumulat multă furie acolo. Multă furie pe care n-ai știut cum să o verbalizezi, cum să o exteriorizezi, cum să o exprimi, pentru că și furia e una din stările pe care le putem avea și poartă niște emoții acolo. Însă în momentul în care tu ești conștient că ea există, ea poate deveni de acțiune. Dacă eu sunt furios că am fost abandonat, nu mi s-a arătat această iubire, atunci am să găsesc resursele necesare pentru a-mi duce visele mai departe. Îmi iau niște parteneri în conversație, sunt conștient că mi s-a întâmplat asta, cer un ajutor în exterior, dacă pot să fac acest lucru. Dacă nu, în momentul în care conștientizez că am o problemă sau am o astfel de situație pe care trebuie să o rezolv, trebuie să văd ce mi se întâmplă, de ce mi se întâmplă, pentru a merge mai departe. Pentru că în momentul în care tot adun aceste răni și frustrări și... Da, le adun acolo, nu mi-aduc nimic bun. Corect. Nu voi putea crește. Nu mă voi putea dezvolta dacă eu nu le las în urmă. Ele fac parte din trecutul nostru, multe dintre ele. Nu te mai poți întoarce în trecut să schimbi ceea ce a fost. Dar e o alegere cu ce faci de acum încolo. Exact. Însă ce poți face cu trecutul? Te poți uita și vezi ce poți lua de acolo pentru a te vindeca și pentru a merge mai departe. Da. Dar, de exemplu, eu am aflat de aceste răni, cred că cu 3, 4, 5 ani maxim. Deci până atunci nici nu știam de acest subiect, de aceste răni. Uh-huh. Și când am citit această carte, cele 5 răni și măștile pe care le purtăm, foarte faină carte, chiar o recomand, cel puțin mie mi-a plăcut, am parcurs-o așa, dintr-o suflare, mi-a plăcut foarte mult și mă regăseam în unele tipologii de acolo, nici într-o categorie nu m-am regăsit 100%, chiar și spune și în carte, cum te regăsești, acolo sunt date mai multe trăsături, dar predominant m-am găsit, dar mi-am mai dat seama că acum, înainte de a avea această discuție, am parcurs iarăși un pic prin aceste răni și descrierea lor și mi-am dat seama că până cu câțiva ani aveam predominant una dintre răni. Acum nu mai am, nu așa predominant, tot mai am firicele și acum anumite comportamente care sunt controlate sau, mă rog, influențate de acea rană, dar în schimb acum s-a activat altă rană, nefiind aia prioritară, a ieșit la suprafață alta, mult mai puțină, dar este, o văd. Și văd, de exemplu, acum la mine, din ce mi-am dat seama, am masca rigidului și rana nedreptății. Nu-mi dau seama, am încercat să scotocesc în mintea mea, în amintirile mele, când s-a produs. Nu-mi dau seama când și cum s-a produs, dar clar este ceva care este. Faptul că nu mai avem o anumită rană sau anumit comportament, ce înseamnă? Că ne-am vindecat sau am lucrat sau am ascuns-o? Ce mi-împărtășești tu aici e de fapt un moment de conștientizare. Da. Un aha moment, nu? Care ți-a dat o justificare. Ele există. Și dacă ne gândim la un copil care poate este un copil sensibil, care reacționează la cuvintele încurajatoare, care iubește îmbrățișările, care are nevoie să știe sau are nevoie de mai mult timp ca să se exprime și doamna nu este atât de atentă la aceste nevoi ale copilului, pentru că n-are unul, are 20-30 într-o clasă de care trebuie să se ocupe și poate nu-i acordă atenția necesară, acel copil, dacă nu va reuși să aibă o conversație cu părinții, cu adulții care se îngrijesc de el, e posibil ca să adune aceste răni, picătură cu picătură cu picătură, până la un moment dat când ajungi un adult funcțional, citește o carte și nu justifică de unde și până unde. Și am un moment de conștientizare în care constat că eu sunt așa pentru că
Sigur am acumulat și pot să sap foarte mult și să nu găsesc ce acolo. Și deseori în momentul în care îmi doresc să am mai multe astfel de momente de conștientizare, e ceea ce fac deseori în terapie. Mă angajez într-un proces transformațional, e ca și cum deschid cutia Pandorei, pentru că dacă încep să merg la psiholog și să comunic despre toată suferința mea interioară, asta nu înseamnă că după una, două, trei ședințe eu voi fi mai bine pentru că ies de acolo zâmbind. Nu. E posibil să fie un proces anevoios. Am nevoie să capăt putere să pând, cam așa ceva. Și uneori te doare. Da, uneori te doare. Până să descoperi soarele, te doare. Te doare mult, te doare greu. Și dar odată ce te-ai angajat în acest proces, du-l până la capăt, pentru că rezultatele, priveliștea de la final va fi una valoroasă. Iar dacă e să ne întoarcem la aceste răni, da, în momentul în care cauți, cu siguranță găsești o explicație. Și tendința noastră va fi, imaginează-ți că ai un puzzle, câteva piese pe care le primești și vrei să le așezi pentru a vedea imaginea de ansamblu. Pentru că așa funcționează mintea noastră, are nevoie de explicație, are nevoie de justificare. Ci mai degrabă trebuie să te uiți și să vezi dacă acea rană este suficient de profundă pentru a-ți amenința existența. Adică e ceva cu care poți sau nu poți trăi, pentru că dacă știi despre ea, cum zici că ai avut tu, atunci încep să lucrezi. Cât pot eu ca individ? Dacă știu că, nu știu, nu îndrăgesc nedreptatea, atunci cu siguranță în diversele ipostaze și situații în care mă voi afla, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că există dreptate, că se face dreptate, nu? Da, e interesant că uneori, chiar dacă știm conștient, știm de anumite situații și de ce reacționăm așa și logic, ne spunem noi că nu are rost să simți așa, e doar un moment. Logica uneori nu poate să... Da, emoțiile nu pot fi controlate prea bine de mult, uneori de logică și de... Da. Pentru o grădină e nevoie de mai multe semințe. Da. Nu? Da. Și atunci e nevoie de exercițiu. În momentul în care ai conștientizat un lucru care nu-ți place la tine și vrei să-l corectezi, trebuie să lucrezi. Și să-l lucrezi într-un mod conștient, pentru că asta înseamnă să înlături un comportament care nu-ți mai place, nu-ți mai aduce beneficiu în viața de zi cu zi, îl înlături, însă în loc, apropo de puzzle, trebuie să pui unul sănătos, ceva care să te ajute să crești. Și dacă este, gândești, de exemplu, la o dependență. Știu că fumez, îmi place să fumez, mi-aduce bucurie, dar știu că nu-i sănătos și vreau să mă las. Cum fac acest lucru? În tot acest proces, cum fac, voi găsi o modalitate prin care voi pune ceva în locul fumatului. Poate am să ajung să beau mai multă apă, într-un mod conștient. Poate voi consuma mai mult ceai în momentul în care v-am venit să-mi aprind o țigară sau poate am să ascult o melodie. Fiecare și are modalitățile prin care reușește să depășească anumite limite sau dependente din viața sa. Ce încerc să spun este că este important să le conștientizezi, să știi că există acolo și dacă tu poți să faci acest lucru și îți dorești să le schimbi, să lucrezi într-un mod conștient. În momentul în care ai răscolit în cutia Pandorei și vrei să schimbi acest lucru, dar nu mai poți, constați că dă greutate vieții tale de zi cu zi, atunci e momentul să vii în terapie și... Să te ajute cineva din exterior. Da. Care să-ți ofere acest ghidaj, pentru că e posibil să te fi pierdut pe drum, atâta tot. Am tot vorbit și ai precizat despre 5 răni, 5 limbaje ale iubirii. Cred că te-ai raportat la cele două cărți care se regăsesc, cred că în mai toate librăriile acum și poate putem lăsa un link către aceste cărți pentru cei care ne privesc și cred că un alt mesaj apropo de aceste cărți și îmi permit să-l transmit către cei care ne ascultă, este că într-adevăr trăim niște timpuri în care
ne acordăm timp să ne înțelegem și exact ceea ce vorbeam poate la începutul acestei întâlniri, cât e de important să facem acest lucru, să avem momente conștiente, să ne cunoaștem și să ne iubim așa cum suntem, să ne acceptăm pentru a putea să creștem. Și ce am observat eu în ultima perioadă este dorința oamenilor de a căuta răspunsuri, de a-și căuta răspunsuri la diverse întrebări pe care le au. Și deseori aceste răspunsuri le găsim într-o carte cu care putem să rezonăm. Și slavă Domnului, în librării, la secțiunea dezvoltare personală, apar noi și noi titluri care te îmbie să citești mai mult și să-ți răspunzi unor întrebări. Și poate unul din mesajele către cei care sunt în căutarea fericirii și a unui limbaj potrivit de iubire este tocmai acest lucru, să le caute, fie că le găsesc într-o carte răspunsurile la întrebări, fie că vorbesc cu cineva drag. Sau un podcast la fel, mai ascult și podcasturi la fel, mi se par foarte... Mai ales pentru tineri, pentru adolescenți care poate, nu știu, sunt într-o altă dinamică de mișcare în timpurile, în fiecare zi și poate rezonează mai mult sau stau în trafic, în drum spre birou. Din nou, în alt moment, sau se îndreaptă către școală să-și ia copilul, sau pur și simplu pun o pauză de la activitate și își iau un timp cu sine pentru a-și îmbogăți informațiile. Asta ar fi un mesaj pe care, dacă îmi permit să-l transmit, apropo de a căuta să ne înțelegem și să ne cunoaștem mai bine. Și cred că un următor mesaj ar fi pentru cei care ne ascultă, dacă sunt într-un punct în care au început acest proces. Încearcă să se înțeleagă, să-și răspundă unor întrebări în ceea ce îi privește pe ei sau în relație cu ceilalți și nu mai găsesc resurse, energie sau sunt pur și simplu un impact, e timpul să caute ajutor în altă parte. Să meargă cu încredere și deschidere. Exact. Cred că asta mi se pare foarte important. Către un psihoterapeut. Da. Pentru că psihoterapeutul nu face decât să îi ofere un sprijin, să-i fie un ghid, spre acest proces transformațional. Pentru că e un proces foarte amplu și chiar dacă vrei, nici nu deții prea multe tehnici și metode de a ajunge acolo unde vrei să ajungi, dar și ești poate prea ancorat și prea implicat în ceea ce ți se întâmplă și o perspectivă exterioară poate este ceea ce ai nevoie. Da. Deci cu încredere. Cu încredere, da. Nu mușcă, nu biciuie, din contră e posibil să fie ceva valoros și o investiție bună pentru creșterea viitoare a fiecărui individ. Cu relația de cuplu am înțeles cum stă treaba. Cu relația cu noi înșine, am înțeles cât de cât, avem de lucru, dar este important să fie un lucru conștient cu noi și mai sunt de părere că dacă la început faci anumite lucruri conștient și îți propui să faci anumite lucruri în mod conștient și să fii determinat în ceea ce îți propui, cu timpul e posibil ca acele acțiuni să fie o rutină și deja să intre în reflex și să le faci în mod... Exact. Firesc. Bun. Deci ne-am înțeles și cu partea cu noi. Dar cum facem cu adolescenții care sunt în viața noastră, pentru cei care au adolescențe în familie? Cum facem să le dăm totuși și libertatea de care au nevoie și încrederea de care au nevoie să facă lucruri și singuri, dar să rămână o relație de încredere reciprocă și de deschidere? Să știi că noi suntem acolo și că noi pot avea încredere. E, cu adolescenții, într-adevăr, aud deseori, toată lumea zice, am un adolescent acasă, de parcă ar spune că am o bombă cu ceas acasă. Și e cert că e o perioadă în care și noi trecem prin niște transformări alături de ei. Deseori ne doare. Nu doar pe ei, ci ne doare și pe noi. Pentru că nu mai suntem acei indispensabili pentru copii, cum exact, eram cândva. Exact. Pentru că ce înseamnă un adolescent?
nu mai e nici bebeluș, nu e nici adult, e undeva între și sunt niște schimbări atât fizice cât și mentale și e o întreagă tumultoasă. Țin minte, cred că am participat la un dat la o conferință în afară și lectorul întâlnirii respective, era o sesiune despre adolescenți și spunea în felul următor: imaginați-vă că la un băiat adolescent e ca și cum ar bea, prin ceea ce trece un băiat adolescent, e ca și cum ar bea un butoi de bere dintr-o dată. Adică intensitatea emoțiilor și a trăirilor, asta voia să sublinieze lectorul respectiv, este una la cote înalte. Pentru că e o situație deseori și de ambivalență între copii. Cresc în sânul familiei, ghidați după anumite valori, au un grup, o apartenență la un grup, fie că este școală, fie din exteriorul școlii, care adoptă anumite comportamente, deseori poate în familia de bază nu există astfel de comportamente și ele uneori sunt integrate. De ce, cum, ce îi face pe acei tineri să înglobeze alte comportamente, de ce fac acest lucru? Sunt foarte multe întrebări pe care ne le putem adresa. Însă cred că nimic nu e întâmplător și adolescentul nu ajunge peste noapte. Acolo este o construcție. Cât de mult m-am implicat și am fost prezent în relația mea cu copilul de la început până în punctul în care el a devenit adolescent și cât de mult i-am arătat că sunt alături. Am fost un părinte elicopter tot timpul în viața copilului și atunci, cu siguranță, când va fi adolescent, copilul va căuta diverse modalități prin care să mă mintă, să absenteze, să iasă din această... Da, pentru că am pus foarte prea multă presiune pe el și am fost mereu în viața sa. Avem nevoie de spațiu intim, avem nevoie să stăm noi cu noi înșine. Deseori, dacă e să citim acum, nu știu, toate cărțile actuale de parenting, acest concept cum facem să ne îngrijim mai bine copiii, nu? Ce ne spun? Că e în regulă să-ți lași copilul, să mai stea și singur, nu trebuie să fii tot timpul. Și dacă ne uităm cum se întâmpla în bătrâni, mă întorc din nou la acele triburi, fie copilul era tot timpul la purtătorul mamei, nu? Într-o fașă, da. Exact, și era lipit de pieptul mamei și prin toate stările prin care trecea mama erau preluate și de copil, fie nu era mama, era un alt adult de care tribu, nu? Care se preocupa de copilul respectiv. Însă era înconjurat tot timpul de un adult, era cineva. Însă, dacă copilul doarme, e în regulă să-l lași și singur. Sau pe măsură ce își capătă independența, să-i dai autonomie, să funcționeze singur. Nu poți să crești un copil agățat de tine toată viața. Clar. Poate la început, când nu poate singur să meargă, să se îngrijească, să-și răspundă nevoilor fiziologice pe care le are, e firesc să fie un adult. Însă pe măsură ce copilul capătă această autonomie, adultul care se îngrijește ușor-ușor, trebuie să rupă cordonul umbilical, cum mai este o expresie, exact. Pentru că sunt multe mame care nu... Pentru ele este greu să se desprindă de copii. Și... De aceea zic că deseori trăirile sunt mai intense la adulți pentru adolescenți, că da, vor fi momente în care se descoperă, se autodescoperă, își cresc, se cresc în anumite direcții, însă adultul este în viața lui, care îi oferă în continuare acest ghidaj, pentru că ăsta este rolul părintelui, adultul din viața lui. Însă trebuie să-l lași să facă pași mărunți. Uneori o să greșească, o să cadă și cred că mai degrabă să știe că ești acolo, că ești o plasă de siguranță pentru el, că îi poți oferi. Că a încercat, nu știu, a fost la o petrecere și deși știe că nu are vârsta pentru a consuma alcool, dar toată lumea a consumat și a consumat, ce ai să faci când afli că a consumat? Ai să-i ții o prelegere cât de important este să mănânce fructe și legume? Sau ai să-i fii alături și mai să îi spui cât îți pare rău pentru ceea ce trece? Dar că ești acolo și în momentul în care o să treacă, ai să porți din nou o discuție cu el și ai să te asiguri că înțelege de ce i-ai spus să nu consume alcool. Că înțelege pericolul sau riscul la care se expune când face niște alegeri.
Pentru că va face alegeri. Va face, da. Și e firesc să le facă. Va încerca. Și pe de o parte, noi ca și adulți putem să le spunem nu știu câte legi și reguli, și dar trebuie să o pățească el. Și el sau ea, adolescentul. Uh-huh, uh-huh. Pentru că doar așa anumite lecții le poți învăța. Și na, e greu uneori ca și adult să știi că ceea ce face o să îl ducă spre o suferință, dar să ai putere să stai deoparte și să lași, să treacă prin asta. Da. Și totuși cum putem atunci când încercăm să discutăm cu un adolescent care poate, ce știi tu, deja, na, mai degrabă vorbește cu prietenii, ceea ce este firesc pentru vârsta lor, dar nu mai simt nevoia și nu mai sau chiar dacă te duci tu ca și părinte și încerci să ai o discuție cu adolescentul, dar el deja nu se mai deschide, nu mai... Păi dacă tu nu ai avut un obicei să ai această conversație cu el, l-ai luat de la școală și l-ai întrebat ce faci, bine, și te-ai mulțumit cu răspunsul pe care l-ai primit, acolo, cumva, el a căutat alte surse pentru a fi înțeles. Chiar. Și poate prietenii au vorbit aceeași limbă cu el. Dar dacă tu i-ai spus, nu-i bine să fumezi, nu-i bine să bei alcool, nu mai petreci atâta timp pe la televizor sau la calculator sau pe telefon, ce faci acolo? Deschide ușa, nu mai lipi pe perete, adică i-ai dat numai instrucțiuni, numai să facă. El nu și-a căpătat autonomia. Îl va dori un mediu în care să se afirme, să se facă văzut. Dacă el acasă sau adulții care se îngrijesc de acel copil nu l-au văzut, doar l-au pus să execute, el nu și-a hrănit rezervorul de autonomie. Și atunci dacă eu nu am avut o construcție cu el de-a lungul timpului, încă de când era copil, să-mi povestească, să-mi împărtășească cu ușurință toate aceste lucruri, cum aștept eu când se apropie de vârsta adultă să vină la mine să-mi spună, mama, eu astăzi nu mă duc la școală sau nu mă azi bine, mă machez sau... cum vreau eu. Da, asta cu povestit-o, am mai pățit-o și noi. Noi eram curioși tot timpul, să vedem cum a fost ziua lor la școală și da, nu îi întrebam, dacă îi întrebam, bună, ce faceți, cum a fost la școală, bine, e răspunsul automat care îl dau ei. Și după aia întrebam, ce ai simțit cu colegii, ce ai făcut cu colegii, ce oră ți-a plăcut mai tare. Și răspundeau la fiecare întrebare, parcă trăgeam cu arcanul din ei. Răspundeau fix punctual. Și vorbeam cu soțul, măi, de ce nu ne povestesc așa cum noi vrem să avem deschiderea? Și ne-am dat seama că, de fapt, nici noi, ca și adulți, eu cu el, nu, cu soțul, nu avem exercițiul de a ne povesti unul altuia de față cu copiii, să vadă și ei un exemplu cum este să îți povestești ziua sau ce s-a întâmplat. Și atunci ne-am propus așa, hai să facem un exercițiu conștient noi, seara sau, mă rog, la un moment al zilei când suntem toți, să ne povestim, începem doar noi doi, că na, întâi să ne vadă pe noi. Am făcut așa o dată de două ori, am văzut și la ei. Când, după ce avem noi deschiderea, automat se deschideau ei. Și odată, țin minte foarte bine, un caz în mașină, i-am luat de la școală, nici măcar nu i-am întrebat cum a fost ziua voastră. I-am luat, bună, ne-am pupat, au urcat, ne-am pornit. Și eu încep să povestesc. Da, să știți, uite, eu astăzi am fost acolo, am făcut aia, mi s-a întâmplat, uite ce am făcut, am dres, am simțit, am nu știu ce. După asta, după ce am povestit, nici măcar nu i-am întrebat, ei singuri au început să povestească, da, eu ce am făcut, dar mie ce mi s-a întâmplat. Deci puterea exemplului, dar trebuie să vină conștient și noi încă o facem asumat și nu ne vine nici nouă firesc să stăm și să povestim. Exact, pentru că nu este exercițiu, însă felicitări pentru că ați găsit o modalitate de a comunica cu copiii, e mare lucru.
Și asta e una din modalități pe care voi ca și familie ați găsit-o. Am găsit-o la noi, în cazul nostru. Dar da. Exact, cred că e valoros că ați găsit-o, că știți cum funcționează. Și așa este, copiii sunt foarte buni observatori. Nici nu ne dăm seama, foarte multe lucruri se întâmplă prin puterea exemplului. Adică ceea ce văd vor face și ei la rândul lor. Și dacă ți amintești, poate când erau copii mici și dădeau tot felul de obiecte pe jos. Așa. Da? Da. Te-ai întrebat vreodată de ce fac acest lucru? Nu. De ce acea jucărie, dacă o punem aici pe masă, copilul o va da de foarte, foarte multe ori? Pentru că dorința lui de a înțelege lucrurile este una. Voi scăpa lucru, scoate un sunet. O să cad într-o anumită poziție. O pun din nou, văd, scoate același sunet. Se pun în aceeași poziție, durează mai mult, durează mai puțin, am să descoper ceva nou. Copiii sunt curioși. Vor să înțeleagă, împărtășesc în momentul în care se simt în siguranță. Și dacă există o poveste, exact cum ai zis și tu, ai găsit o modalitate cu soțul tău. Noi nu povestim, normal că nici copiii nu vedeau că acest lucru ar trebui să se întâmple. Părea cumva fragmentat. Ce ai făcut la școală? De ce să zic? De ce să împărtășesc? De ce aș face acest lucru când eu n-am văzut în familie? Și atunci ei sunt foarte buni observatori și ulterior sunt parte din poveste. Mai spunea cineva, copiii sunt copii. Ei practic copie ceea ce văd și de la părinți. Au nevoie să înțeleagă, observă într-adevăr foarte multe lucruri. O parte din ceea ce observă vor deveni parte din comportamentele lor pe care le vor lua mai departe. Se spune că deseori cei 7 ani de acasă sunt sfinți. De ce? Sunt anii, de fapt, în care părintele este extrem de aproape de copil și de îngrijirea sa. Ulterior intră în școală, într-un mediu instituționalizat, în care își dezvoltă alte competențe, abilități decât până la vârsta respectivă, însă partea de observație este foarte antrenată în această perioadă, copilul când este mic. Da. Lucru pe care noi, ca adulți, îl mai pierdem. Da. Și privim lumea prin foarte multe filtre și... Pe care le construim noi de-a lungul timpului. Filtre, da. Corect. Dacă ar fi să te uiți la tine, Raluca, adolescentă, ce ți-ai zice? Cred că mi-aș adresa mai multe cuvinte de încurajare și de validare, pentru că puterea grupului este una importantă și acolo unde nu există suficientă încredere pe care fie o preiei din familie, din mediul extern sănătos, atunci e posibil să fii împovărat de sarcinile și execuțiile, dorințele grupului din care faci parte. M-aș încuraja mai mult. Și mi-aș da mai multă putere, m-aș investi cu mai multă putere pentru ceea ce urmează să construiesc și să fiu mai departe. Foarte frumos. Și mai am o ultimă întrebare. Ce dorești cel mai mult de la tine? Cred că sunt într-un punct al vieții în care sunt bucuroasă să spun că am crescut frumos și îmi place cum am crescut. Mi-aș continua acest drum și mi-aș da un mesaj pentru mai departe, să fac cel puțin la fel de bine cum am făcut până acum, să îmi iau timp suficient de fiecare dată pentru a mă uita mai mult în interiorul meu, dar și la nevoile celorlalți din jur, pentru că nu suntem singuri în această lume, suntem niște ființe sociale, avem nevoie unii de ceilalți și ne-ar plăcea cu siguranță să trăim într-o armonie și într-o liniște mult mai valoroasă, pentru că văd deseori în jurul meu foarte multe persoane preocupate de situația celorlalți, de ce face celălalt, cum este celălalt, de ce face celălalt și mai puțin ne uităm la noi. Mai puțin avem atenție să ne uităm la noi și să fim mai bine, pentru că dacă eu sunt bine cu mine, nu am cum să nu arăt asta și celui din jur. Și atunci acest efect sistemic în care eu sunt bine, tu ești bine, împreună noi suntem bine
și cred că ne-ar ajuta. Da, mai spunea din campanie, am mai avut o campanie Bunici în prim plan. Și unul dintre bunici de 98 de ani parcă spunea la un moment dat, la sfârșit, tot așa l-am întrebat ce sfaturi sau ce lecții de viață a luat, și spunea că este foarte, cel mai important, cum a fost, iubește și iubește-te, iartă și iartă-te. Iarăși mi se pare, pentru că dacă te iubești pe tine și iubești pe cei din jur, iubirea este o energie care se transmite, se creează, iubirea creează. Și să te ierți și să ierți pe ceilalți, îți scap de frâne. Exact, exact. Ai tot ce trebuie, da? Ca să faci tot ceea ce îți dorești, pentru că nu știm niciunul dintre noi cât avem, câte zile avem pe acest pământ sau care, cum îi spune, dacă avem suficient timp la dispoziție pentru a ne atinge scopul. Dar oare știm care ne este scopul pe acest pământ, fiecare dintre noi? Și deseori, într-adevăr, suntem atât de acaparați de frici și ne punem atât de multe bariere încât uităm să deschidem geamul și să privim afară, pur și simplu. Așa că cred că am putea spune să fim mai plini de noi în fiecare zi și chiar să ne bucurăm de zi. Ne place să ne spunem, nu, moto în viață, trăiește clipa, trăiește momentul, dar realmente facem acest lucru? Adică ne aducem bucurie în fiecare zi, pentru că noi multe ori nu. Deseori uităm. Ne lăsăm atât de împovărați de micile sarcini din fiecare zi, încât uităm ce înseamnă să fii fericit. Și nu mai vedem imaginea de ansamblu. Exact. Și nu mai vedem departe. Nu vezi pădurea din cauza copacilor. Da. Mulțumesc mult, Raluca, pentru discuția noastră. A fost o reală plăcere. Și sper să ne mai auzim și cu alte ocazii și cu alte subiecte. Mulțumesc din suflet pentru invitație, vin cu drag oricând, mai ales că subiectele au fost extrem de vaste și cu siguranță am sădit către oamenii care ne-au ascultat multe întrebări și mă bucur că am putut să fiu aici. Îți mulțumesc! Aceasta a fost, dragii mei, discuția cu Raluca Crișan, psiholog și psihoterapeut. Aici am avut câteva subiecte foarte mari, foarte largi și foarte faine. Doar le-am atins un pic, doar le-am zgâriat puțin. Sper să vă trezim curiozitatea, să vă trezim poate anumite întrebări și să ne uităm mai mult și mai atent și mai cu drag și mai cu iubire la noi și la cei din jurul nostru. O zi bună!